Poliția rutieră Prahova a organizat astăzi o razie la intrarea în municipiu lângă hipodrom. Toți șoferii care au fost depistați cu aparatul radar, ca având o viteză mai mare decât limita legală de 50 de km pe oră, au fost sancționați. Lucrătorii din cadrul biroului rutier au acționat pe principalele artere din municipiul Ploiești, în vederea prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Constatăm mai multe nereguli, în principal cele legate la regimul legal de viteză. Majoritatea celor sancționați au depășit viteza legală în trafic. Din neatenție sau încrezător că nu au văzut echipajele poliției, șoferii au uitat să-și mai arunce ochii pe vitezometru. 7 de la oră, bulevardul 2, 7, 5, la cotele 1027. Da, mulțumesc! 75, da? Domnul Tănescu. Așteptați-mă la totul, spuneam, vă întâlnesc ce super. Încasați oameni, dacă... Încasăm. Circulați mai temperat? De obicei circul. Problema e că e acțiune, mai erau niște mașini înainte și am zis că am trecut și... A zis că a scăpat. Da, exact. Asta e. Alții știau foarte bine cu ce viteză merg, dar graba de a ajunge acasă era prea mare pentru a mai ține cont de limita impusă de lege. Acum trebuie să achite amenda. Domnul Tudorache, ați circulat cu viteză. Poftiți? Puțin că am depășit un matiz. Ați depășit un matiz? Da. 27 de km peste limita maximă admisă, da? Pe sectorul respectiv de drum. Și o să fiți sancționat, da? Și dați în autoturism până vă întocmesc procesul verbal. Cu cât? 50. Și? Te-ai uitat cât aveai în bord? Nu. Din greșeală. Mai și grăbesc. Polițiștii organizează periodic astfel de acțiuni pentru a combate viteza sporită în trafic și implicit pentru a reduce numărul evenimentelor rutiere. Principala cauză pentru producerea accidentelor rămâne viteza excesivă.